Etapa a șasea Ligii I de futsal a debutat sâmbătă cu victoria echipei de VNFC Auto Bergamo împotriva celor de la CFF Clujana Cluj-Napoca cu scorul de 8-2. Vicecampioana FC Auto Bergamo a întâlnit sâmbătă lanterna roșie a campionatului. Cu această ocazie, staful echipei de Veni a luat decizia să dea ocazia tinerilor jucători din lot să se acomodeze cu atmosfera din Liga 1 de futsal a României. Astfel, pe teren au intrat în acest meci 6 jucători de Veni sub 19 ani. Tineretul pregătit de clubul Auto Bergamo Deva nu a dezamăgit și a confirmat încrederea acordată, învingând ultima clasată cu scorul de 8-2. Victorie ce l-a mulțumit pe președintele clubului Dorin Popa, acesta felicitându-i după încheierea partidei. Meci util de antrenament în care au jucat 6 tineri sub 19 ani, dintre care 4 debutanți, 2 dintre ei au și marcat. Bravo băieți! Asta ne-am și propus, nu ne interesa un galop de sănătate sau alte chestii, doar 3 puncte și să obișnuiască băieții să aibă minute ceilalți din echipa Under 19, 6 am avut în lot, așa au și jucat efectiv, 4 dintre ei fiind debutanți în prima ligă, încă unii au jucat chiar foarte mult, portarul Under 19 de la noi a jucat toată repriza a doua și s-au achitat, spunem noi, foarte bine de sarcină și așteptăm să crească mult. Îi luăm cu noi la antrenament și la prima echipă și facem progrese. Antrenorul Florin Matei se ocupă de echipă, ajutat de fratele lui Cristi Matei, ei doi se ocupă de echipă și e strategia clubului. Asta să trecem mulți, să creștem mulți tineri lângă echipă, mulți de veni și din împrejurimi, să pe viitor să putem chiar lua oameni de nădejde pentru prima echipă de acolo. În urma victoriei de sâmbătă, FC Auto Bergamo s-a apropiat la un punct de United Galați, care a stat etapa aceasta. Tot în această etapă se joacă astăzi meciurile dintre Luceafărul Buzău și CFR Timișoara și meciul dintre Futsal Club Odorheiul Secuiesc și Deveni de la ACS Vest, meci foarte important pentru calificarea în Final Four. Pentru FC Auto Bergamo Deva, următorul meci va fi derbiul în deplasare cu United Galați, meci ce se va juca în 7 noiembrie.